Ne-am întors cu un avertisment dur pentru bucureșteni. La iarnă am putea să rămânem fără apă caldă și căldură. Dana Stănilă urmărește acest subiect. Bună dimineața, Dana. Ce spun cei de la Radet? Bun găsit! Reprezentanții Radet explică că sunt în continuare de făcut o mulțime de lucrări care, dacă nu sunt făcute acum în perioada verii, bucureștenii riscă să rămână fără apă caldă și căldură la iarnă, însă mai multe detalii aflăm chiar acum de la domnul Gabriel Dumitrașcu din partea Radet. Bună ziua! Spuneți-ne care este situația în acest moment. Situația la nivelul municipiului București este deosebit de gravă și o caracterizez prin aceste cuvinte. Pentru că față de planul de urgență supus atenției Primăriei Generale, un plan care în cifre însemna o alocare de vreo 10 milioane de lei pentru reparațiile urgente din această vară, am reușit să mobilizăm mai puțin de jumătate. Prin urmare, mai puțin de jumătate din lucrările urgente sunt atacate acum și pot fi finalizate până la începerea sezonului de furnizare a agentului termic. Cât bucureștenii riscă să rămână fără căldură și apă caldă la iarnă? Pe baza datelor pe care le deținem, mai mult de 40% din rețeaua primară de transport prezintă un risc ridicat în ceea ce privește accidentele majore. În kilometri de conductă este ușor de făcut o socoteală. Din cei 300 de kilometri de conductă de rețea primară, 40% înseamnă cartiere afectate. Cartierele principale, cartiere afectate, zona Colentina, Pantilimon, e motivul pentru care ne aflăm acum în Colentina, doamna Ghica, în special zona de est a capitalei. Zona de nord, care este captivă, neavând surse alternative de alimentare, zona aviației, zona Băneasa, dar și zone centrale, cum ar fi zona 1 Mai, Dr. Felix, unde rețeaua este de asemenea grav avariată. Spuneți-mi, vă rog, în legătură cu situația de la Elcen, ce doriți să sesizați în legătură cu prețurile la gigacalorie? Da, este un alt palier pe care ne-am îndreptat atenția. Prețul gigacaloriei. Prețul gigacaloriei suportat de cetățean și subvenționat de Primăria Capitalei. Calculele și observațiile ne indică că sunt... Da, este nevoie urgent de investiții acum pe timp de vară, altfel la iarnă nu vom avea apă caldă și căldură. Acestea sunt avertismentele venite dinspre Radet.